Mulțumesc, Klaus Iohannis anunță că în curând România va avea noi centrale nucleare, unele modulare. Este una din soluțiile la criza energiei și reducerea dependenței în acest domeniu. Noi în România am decis să investim și în energie regenerabilă, dar și în energie nucleară civilă. Și vom face acest lucru, vom extinde capacitatea centralei de la Cernavodă. Probabil vom avea într-un timp relativ scurt centrale nucleare mici, modulare, care pot fi folosite pentru completarea nevoii rețelei electrice. Însă important este să avem o piață energetică europeană puternică, să avem energie disponibilă la prețuri stabilite într-un mod inteligent și transparent, în așa fel încât să nu se repete situația în care suntem acum, când o dependență puternică de un singur furnizor ne-a dus practic într-o criză energetică.